curățăm la zi în urmă de acasă. Când cad cu șaput, așa era gloțul, doamne, zic și mai ieși așa, nu știu, de răb din șâm, când a ieșit cum vine tancurile despre Dubasar. Așa frică și așa nevoie, doamne ferește, doamne ferește. Tancurile veneau bucșâți. Și de copil, și mai era om, o femeie. Luptele cele mai grele s-au dat pe platoul de la Cocieri. Aici au murit circa 100 de militari și combatanți. Mulți au rămas invalizi pe viață. Blindatul a ieșit din unitatea militară, cum spune, și noi eram în apropierea unității militare. Băieții ne-au spus că în timpul acela ei încercat să, cum spune, arunci cu lichid ăsta inflamabil, nu nemeritul. Picioarele... Picioarele, da, unul e pierdut, unul e așa e rănit ăsta. Aproape fiecare locuitor al satului Cocieri a pierdut pe cineva apropiat. Mina Ciobanu plânge în fiecare zi de dorul feciorului căzut în luptă. O mină s-a rupt, a rămas fără de dâns. Eu zic, Sașa, nu te duci, Sașa, de el. Mă duc, mamă, dacă nu mă duc și eu, dar cine se ducă? Combatanții se plâng însă că nu beneficiază de ajutor din partea statului. Dar și compensații. 150 de lei, asta e compensat și soași. Când mai e product, asta e scump toate. Guvernarea, acolo e inu, v-a dus și eu fost aici. Șlornești, nu, cum să aduc aminte? Dacă ei prinesc câte 10-15 lei, dar eu cu 4-500, ei să aduc aminte de noi. La 18 ani de la război, urmele de gloanțe sunt și astăzi vizibile. Dacă cele mai multe case au fost deja reparate, edificiile publice sunt ciuruite. Aceasta este una dintre clădirile de la intrarea în localitate. Pe vremuri era o școală pentru croitorese, acum însă din ea a rămas doar temelia, iar exemple sunt multe. Până în 1992, în acest turn de la marginea satului Cocieri, era depozitată apă. Turnul a fost însă distrus în timpul războiului, la fel ca această casă de vis-a-vis, care nu a mai ajuns să fie reparată pentru că stăpânii au părăsit-o. Potrivit datelor oficiale, în războiul de pe Nistru au murit 386 de oameni.